Eram aflat vestea, așa că am fugit de grabă la colegii mei la Rotond, la casa de discuri de care aparțin, și am băut împreună cu băieții de la Playnuin, managerul meu, băieții de la Site, care se ocupă foarte, foarte, foarte bine de el. Am sărbătorit, am băut șampanie, bineînțeles. Prima impresie nu mi-a venit să cred și era normal să verific eu, să văd eu cu ochii mei că scrie acolo așa. A fost extraordinar, nu știu, când am văzut, abia când am văzut eu cu ochii mei că scrie în topul Billboard number one Ina, atunci mi-am dat seama și am zis că, băi, da, chiar de data asta chiar e. Cred că oricine m-ar întreba și oricât m-ați lăsa să vorbesc, n-aș putea să vă explic niciodată ceea ce simt eu acum. Sper să se mai întâmple încă de 10.000 de ori. Primul featuring Ina o să fie în afară de Bob Taylor, așa cum știți, împreună cu băieții de la Play & Win, care este și noul meu single, o să se lanseze în 2-3 săptămâni, o să fie Ina Fit Plain Win și o să se numească piesa 10 Minutes. Este o piesă foarte bună și are mari șanse să ajungă din nou number one în Billboard. Bineînțeles, un album și în România, pentru că l-am în toate țările din Europa și inclusiv America și nu l-am în România, așa că îmi doresc foarte mult să am albumul în România și îmi doresc să meargă single-ul 10 Minutes la fel de bine ca și celelalte. Da, este vorba de un turneu în Statele Unite care o să înceapă în luna februarie și aștept să văd America, ce să zic eu. O să fie prima dată când o să merg acolo și aștept să văd America, sper să fac treabă bună, să mă mai cheme oamenii aia și altă dată.